Echipele horticultor au ajuns pe ultima sută de metri cu pregătirile în parcul copiilor ce va găzdui în acest weekend evenimentul Cireșar, Carnavalul bucuriei și speranței, organizat de Casa de cultură a municipiului Timișoara. Angajații societății au derulat mai multe lucrări de întreținere în parc în această perioadă. Lucrările au inclus vopsirea echipamentelor de joacă și repararea elementelor deteriorate ale acestora, precondiționarea mobilierului urban, înlocuirea suprafețelor de tartan de la locurile de joacă, demontarea patinoarului, cosirea ierbii și toaletarea arborilor unde a fost necesar. În plus, au montat piramida pentru cățărare și au testat trenulețul și va plimba pe micuți în parc în acest weekend. Programul de Cireșar include spectacole de teatru, dans și muzică, ateliere interesante, activități sportive și educative, atât pentru cei mici cât și pentru cei mari.